Oameni de milioane cu Toader Păun la Europa FM. O pictură realizată de o elevă de 14 ani din județul Maramureș va fi imprimată pe costumul unui astronaut NASA. Ați aflat asta deja de la știrile Europa FM, informația face deja în conjurul lumii și este un motiv de mândrie, mai ales pentru orașul Tăuții Măgheruș, care o dă pe Alesia, omul de milioane din această săptămână de la Europa FM. Alesia Ardelean este eleva Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuții Măgheruș și este una dintre cele mai interesante revelații din 2021 din punct de vedere artistic. Îți place deja cum se face introducerea la radio? Ai trecut într-o altă ligă. Bun venit! Mulțumesc mult! Cum e să te bucuri așa de multă atenție, mai ales că ești în clasa a 8-a și ești cu gândul și la ce urmează mai departe? Sincer, am fost foarte surprinsă când au ales desenul meu, pentru că și timpul de realizare a fost foarte scurt. M-a anunțat, cred că cu 2 zile înainte de termenul limită și atunci m-am pus la treabă și nu mă așteptam, pentru că sunt mulți copii talentați de la școli de artă sau care practică pictura de mai mult timp decât mine. Și chiar a fost o mare surpriză că am fost anunțată câștigătoare. Da. Cum ai ajuns tu să faci un desen care să meargă mai departe pe costumul unui astronaut și de la NASA? Păi, am făcut 2 desene, de fapt, și le-am trimis domnului meu diriginte, care este profesor de desen, și l-am rugat să aleagă care se pare mai potrivit. Și l-a ales pe desenul respectiv și se pare că a fost bun. Se putea și mai bine. Ce ai vrut tu să transmiți prin desenul tău? Păi, astronautul meu în casca sa se reflectă pământul și eu am vrut să transmit că barierele noastre sunt de neoprit și că putem să ajungem în spațiu și să ne vedem pământul în ansamblu. Te sperie cumva atenția asta de care te bucuri după de la doar un desen, de la primul desen care a ajuns public? Da, chiar nu mă așteptam să primesc atâta atenție de la un desen, mă spun sincer. Mi s-a părut, wow, atâta atenție de la un desen. Am făcut desene chiar și mai bune, că am mai avut în trecut expoziții. Cum ai ajuns tu totuși să desenezi? Pentru că ești la un liceu care are un profil tehnologic, nu este un liceu de artă. Păi de mică mi-a plăcut foarte mult să desenez și la noi în oraș se organizau tabere de artă și mergeam acolo și picteam cu acuarele, cu guașe sau cu pastel sau mai și olăream. Deci era foarte frumos. Deci toată vara pictam și desenam și după m-am perfecționat pentru că am luat cursuri în particular și acolo mai mult pictam în ulei. Și ce te inspiră pe tine când desenezi ceva? Și inspirația asta câteodată o am și văd o imagine clară a ceea ce vreau să desenez. A uneori pur și simplu n-am inspirație și dacă n-am inspirație nici nu-mi iese desenul. Crezi că te-a ajutat cumva perioada asta în care înțeleg că ai fost destul de puțin la școală, în contact cu ai tăi colegi, mai mult online, așa cum facem și noi interviul? Crezi că te-a ajutat să-ți pui cumva în ordine ideile? Școala asta online, sincer, mi-a dat mai mari bătăi de cap decât cea fizică și atunci pot să zic că am fost puțin mai stresată, dar cum sunt și clasa 8-a, nu tare, m-am axat pe învățat și am avut nevoie de o pauză de la învățat și m-am relaxat desenând, deci a fost o fereastră liberă. Stai, lasă-mă să derulez. M-a stresat mai mult școala asta online, așa cum se vede de la câțiva ani distanță, de regulă stați foarte mult cu telefonul mână, în fața calculatorului, cu tot felul de dispozitive, așa că ar părea cumva natural să rămâneți cu acele dispozitive ca să și învățați. De unde a venit stresul sau unde au fost problemele? Problemele este foarte greu de urmărit și nu toți profesorii au o tablă pe care să ne scrie, tablă digitală, și atunci ne dictează și se pierde șirul ideilor și atunci rămânem în urmă și nu avem toate lecțiile și trebuie să ne cerem de la colegi. E un pic mai multă muncă. Cum a fost legătura cu ceilalți colegi? Cum ați reușit să păstrați legătura în perioada asta? Am vorbit pe rețelele sociale sau ne sunam. Am vorbit aproape în fiecare zi, deci nu ne-am pierdut legătura. Atât tot nu ne-am tare văzut.
Bun, după ce a venit informația asta că tu ai dat o pictură care devine celebră în întreaga lume, cum au reacționat colegii tăi? Vai, nici nu mă așteptam la reacția aceea, adică toți au scris, suntem mândri de tine și au pus la story, Alesia, suntem mândri de tine, wow! Și am fost copleșită că mă apreciază și mi-apreciază munca. Te gândeai că tu venind din Tăuții Măgheruși, un oraș mai mic, te gândeai că vei avea șanse să ajungi finalistă și să și câștigi o asemenea competiție? Nu. Sincer, nu. Crezi că există cumva, iartă-mă că îi spun așa, un complex al unui oraș ceva mai mic? Că există ceva mai multe dificultăți în a te face remarcat de acolo decât, de exemplu, dacă ai fi în capitală? Nu neapărat, dacă, chiar și dacă ești dintr-un oraș mai mic și ești talentat, te poți face auzi. Depinde și de șansele pe care le primești, pentru că dacă eu nu eram anunțată de concurs, nu ajungeam aici în momentul de față. Cine te-a anunțat? Păi, era o după-masă și m-a sunat domnul diriginte și mi-a spus că a primit o informație de la doamna profesoară de fizică că este un concurs și el s-a gândit la mine pentru că a zis că îi plac desenele mele. Și atunci am zis că hai să încerc, pentru că și dacă nu câștigam, erau desenele expuse într-o expoziție virtuală și atunci oricum câștigam. Și am zis că hai să încerc și am încercat. Cât timp ai avut la dispoziție, practic, ca să-ți faci desenul tău? Păi, pe mine cred că m-am anunțat cu 2 zile înainte și desenul pe care l-am făcut în vreo 2 ore, că era și perioada dinainte de sărbători. Și atunci am mai avut și de lucru pe lângă casă și să-mi ajut părinții. Și cred că în 2 ore am terminat desenul. Am văzut că ai primit niște reacții chiar de la un astronaut, de la NASA. Ce îți scria sau cum a venit mesajul acela? Vai, deci mesajul acela a însemnat foarte mult pentru mine, pentru că încă de când eram mică, deci planetele, atât de mult îmi place spațiul cosmic și îmi spune atât de frumos și de fascinant. Am citit și mai multe cărți pe tema aceasta și pe părinții mei băteam la cap să-mi cumpere cărți despre planete și telescoape și să mă ducă să văd că a fost acum câteva zile luna roz și să mă trezesc dimineața, să mă duc să o văd. Și faptul că mi-a scris un astronaut care este în domeniu, wow! Iar în momentul în care desenul tău a fost numit câștigător, cum au reacționat părinții? Părinții au fost foarte mândri de mine, adică mereu m-au susținut în tot ceea ce am făcut și m-au cumpărat materiale și pânze și tot ce mi-a trebuit. Și acum sunt mândri de mine și mă susțin în continuare. Nu ți-au zis cumva că din artă nu prea se poate câștiga și a trebuit să te gândești la o pasiune care să-ți aducă și niște venituri mai consistente? Păi, mi-au spus că pe lângă jobul pe care o să-l am, o să pot și să pictez ca să aduc un venit în plus. Și se poate face bani din așa ceva, numai că trebuie să te dedici total. Tu cărui domeniu te vezi dedicată total? Ce te vezi făcând mai departe? Întrebarea clasică, iartă-mă, nu pot scăpa de ea. Eu îmi doresc foarte mult să ajut oameni și îmi place foarte mult acest lucru și eu mai departe vreau să mă duc la Academia de Poliție din Sibiu. Artă, poliție? Acolo am nevoie de matematică și matematică foarte mult și atunci o să fie pe poliție economică, cea ramură de economie. Simt că m-am pus bine cu cine trebuie. Din timp. Bun, în momentul în care o să mergi mai departe la facultate, la Academia de Poliție, probabil este un program destul de strict și complicat. Îți este frică sau teamă cumva că nu vei mai avea timp pentru pasiunea aceasta, pentru desen? Nu, sunt încrezătoare, pentru că și în perioada aceasta am învățat foarte mult, am reușit să-mi fac și timp pentru a putea. Atunci, dacă eu chiar îmi doresc cu adevărat să atunci o să-mi fac. Există vreun model, cineva care te inspiră? Nu în mod special, pentru că lucrurile din jurul meu mă inspiră, adică mă uit la ceva și zic, wow, ce pictură bună ar fi asta și mă inspiră practic tot.
ce, ok, am vorbit de colegii tăi, de părinți, dar n-am vorbit de diriginte, de cei care te-au îndrumat să te duci acolo. Care a fost reacția lor? Ce ți-au zis în momentul în care au văzut că acel pont pe care ți l-au dat s-a transformat într-un succes foarte mare? Nu doar domnul diriginte, toți profesorii de la școală m-au felicitat și au spus că este o mândrie că învăț la școala la care predau dânsii și m-am simțit foarte bine să văd că mă apreciază și profesorii mei. Simți că acum ești ceva mai specială, mai aparte față de colegii tăi? Te simți o vedetă ca să... Nu mă simt o vedetă, pentru că am și în clasă, mai am colegi talentate care predează deci foarte frumos. Nu pot să zic că mă simt mai specială decât ei. Ce crezi că face o persoană să fie vedetă, să fie importantă pentru ceilalți? Personalitate foarte importantă și o persoană care e deschisă și poate să vorbească cu oameni este mult mai apreciată de către ceilalți. Și practic o vedetă este o persoană apreciată de ceilalți, indiferent de ce face. Cu alte cuvinte, nu te gândești în vreun fel că popularitatea ta de acum ți-ar putea schimba personalitatea sau felul tău de a fi? Sincer, nu. Te-ai gândit la ce va urma? Urmează examenul ăsta, în mod sigur. Da, la asta m-am tot gândit constant. Și după aceea? Academia de Poliție? Da. Și mai departe? Da, ți-ai mai da, făcut? Da, am. Nu. Până acum câteva luni nici măcar nu am fost sigură la ce liceu vreau să mă duc. Oscilam între două licee. Și nu te-a speriat cumva asta sau nu i-a speriat pe părinți? Cum e procesul ăsta, știi, de a te decide așa aproape de ultima sută de metri în privința drumului? Nu, m-au și ajutat și au spus că orice aș alege mă susțin mai departe în ceea ce fac și oricum eu am fost foarte fixată pe un liceu, cred că ultimii ani de zile că era cel mai bun și acum în ultimul an mi-am schimbat decizia, dar sunt fericită cu ceea ce am ales. Vreau să mă duc pe profil de Mate Info. Alesi Ardelean, în cazul în care cineva are un vis așa ca al tău, citește multe cărți de astronomie și la un moment dat ajunge să se implice cumva într-o misiune, iată, în spațiu. Ce sfat i-ai da? Păi să muncească în primul rând, pentru că chiar dacă ești talentat, trebuie să lucrezi și să te dezvolți și să evoluezi. Pentru că dacă talentul stă și zaci, atunci la un moment dat o să dispară și nu se mai ajunge la succes. Alesi Ardelean, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Cu mare drag, eu vă mulțumesc. M-ați ales pe mine, adică nu mă așteptam deloc. Așa dintr-o dată. Păi sper acum la cât mai multe succese reușite și să ne întâlnim cât mai des. Oameni de milioane cu Toader Păun la Europa FM.